Meri, bună ziua! Bună ziua! Iacă astăzi, în 1 octombrie 2011, facem o lucrare la stup care se numește perforarea ramilor neince de iernat. Eu practic asta de niște ani și mi-s tare mulțumit. Mări, de ce practic eu asta? Din cauza că iarna se întâmplă să n-aibă albinele cât o uliță de miere și atunci de obicei pe ulița aia, când e tare frig, nu mai pot trece pe alta și atunci îți creapă cât un pumn, două de albine. E de când perforez ramele la lucru, nu se mai întâmplă nici de cum. Și în ianuarie când începe matca să depune, nu-i mai trebuie să se ducă roate pe deasupra de ram sau pe la margine, mă merge prin mijloc. Da. La mijloc e temperatura mai mare și mult mai ușor umblă. Eu perforez 8 rame care va perforează numai ramele ale cu puiet. Eu le perforez și ale cu miere. Unii pun 2 găuri, alții fac 3 sus, eu fac numai una la mijloc. Mări, uite ce, asta e făcut de mine, se poate face și mai frumos. Undeva e la 13 mm de mare. Se poate face în mai multe fialuri, numai eu așa l-am făcut, că mie așa mi l-a plăcut. Eu totdeauna așa le fac când îmi trebuie să lucru. Mări, ăsta e un ram care are puiet, dar puține miere. De obicei, mai târziu, prin noiembrie, vigem și dacă nu mi-l place, îl scot afară și pun altul. E și când e ram, așa și rămâne prăsteană, poate să se întâmple ulițele ca să rămână goale, fără miere. Și atunci, și uite ce ia ca așa fac. Ai văzut? Da. Cu asta dau. Uite, Mări, da. Aici, de anul trecut, ramele ale negre, de obicei, când e primăvara și culesul, nu le clăgesc. Dar ramele ale mai deschise le clăgesc și atunci astupă gaura. Asta e de anul trecut făcută, nu ori mai astupat. Asta practică stuparii ai cu mai puține coșniță. Normal că aia cu 3-4 suce de coșniți nu se pun să perforeze ramele. Până la 50, în 2 zile nici n-are de lucru toată ziua. Undeva la 3-4 minute trebuie la un stup. Poate și mai puțin, tot deprinde cât de aici să lucrezi.